Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șefa Dihădea îngătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi cum se cuvine pe oaspeți la masă și pentru a le oferi multe întrebări cu gust o porție dublă. Invitatul nostru din această seară este unul dintre cei mai cunoscuți și mai îndrăgiți artiști de la noi. Compozitor, cântăreț, actor, Tudor Gheorghe ne este oaspete la Cină. Bun găsit, Adi! Ionela! Nota 10 i-aș da oricând domnului Tudor Gheorghe și abia aștept să-l cunosc personal. Păi dai. Tu ce-i dai? O să vină, în seara asta. Tu ce-i dai de mâncare? Eu voi decora acest pește cu niște legume. O să-l gătesc într-un fel foarte simplu, după cum v-am obișnuit pe toți. Un pic cu niște ulei încins, un pic la cuptor și după aceea legumele astea, întigaie, mă rog, mazărea asta, manștu verde frumoasă, o opăresc înainte și o pun în apă cu gheață să-i fixez culoarea și după aceea întigaie cu un pic de usturoi, un pic de unt, ciupercile astea foarte faine și câteva roșii cherry și un pic de zeamă de lămâie. Te servesc un pic de apă? Da, că mi s-a uscat gura. Vezi că mi se întâmplă să vorbesc mult dintr-o dată și pățesc asta. Da. Noroc. Sănătate. Doamnelor, domnilor, dragi telespectatori, rețeta din seara asta este una foarte simplă. V-am obișnuit cu chestiunea și, până la urmă, cred că e important să nici nu căutăm complicații inutile în bucătărie. Dar, deși aș putea să gătesc peștele ăsta așa, cu un pic de sare, piper și pus la cuptor în hârtie de copt, o să fac o mică deviere de la această intenție și voi complica un pic mic chestiunea din rațiuni de gust. Peștele gătit en papillot, cum ar zice francezul Goethe, are tendința asta de a semăna destul de mult cu un pește fiert și parcă m-am cam săturat de treaba asta. Din acest motiv o să pun niște ulei la încins și o să îi fac peștelui o baie cu ulei încins, dar numai așa, pe la suprafață. Asta o să-i frigă puțin pielea și o să vină cu niște gust în plus. Adică, mă rog, gustul e acolo, în pește, doar că avem nevoie de un tratament un pic mai brutal pentru a-l pune în evidență. Și după aceea, desigur, pun peștele în hârtie de copt împreună cu niște legume, care legume vor fi câteva roșii cherry și fenicul mititel, poate 2-3 ciuperci, sare, piper. Rulez bine hârtia, pun peștele în cuptor la 180 de grade pentru 25, poate 28 de minute și cam asta e tot. Între timp opăresc mazărea manștu, o pun în apă cu gheață să-i fixez culoarea și după aceea o pun într-o tigaie cu câteva ciuperci, roșii cherry, unt, sare, piper și cam asta e condimentarea. La urmă niște zeamă de lămâie. Atât, e simplu, nu? Tudor Gheorghe este cu noi la Cină. Bună seara, bine ați venit! Bine v-am seara! Cum a fost drumul de la Craiova la București? E incredibil de lejer. Serios? La rând nu mai știi niciodată când e bine, când e rău. Adică acum am venit, am trecut prin Balaș ca Noru, am intrat în București, am mers fără probleme. De obicei fac 45-50 oră până acasă, de la intrare până în tineretului. Astăzi am făcut cam vreo 40 de minute, ceea ce e bine. Nu v-a tentat niciodată să vă mutați definitiv aici, în capitală? Nu. Nu, de ce nu? Nu vă place Bucureștiul? Eu am prins un București încă romantic.
perioada studenției mele era un București neagresiv, în care vulgaritatea, mărlănia încă nu se instalase definitiv, aglomerația, cum am spus bine, îmi displace profund. Vi sunt obligat să stau, că e în drum, da? Stau un timp în București, dar mai mult de câteva zile mi-e greu să stau. Nici la Craiova nu pot să spun că e liniștea de pe lume și civilizația extraordinară, dar asta acasă. Foame vă este? Când vii la Hădean trebuie să-ți fie foame. E musai. Vede, depinde ce îngătește, cum să spun. Dacă n-a uitat să gătească. Cum ne-o fi noroc? Asta nu se uită. Deci asta nu se uită. Să știți că de cele mai multe ori chiar iese. De nimeni ești? Da. Vă rog, luați loc. Vă rog. De ce nu v-a spus nume de scenă Gheorghe Tudor cu prenumele înaintea numelui, așa cum am văzut că se poartă? Da, pe mine m-au strigat la catalog în clasa 1 Tudor Gheorghe, la liceu mi-au zis Tudor Gheorghe și așa am rămas. N-ați simțit nevoia să vă aliniați absolut, trendului artiștilor? Absolut deloc. Absolut deloc. Absolut deloc. Haideți să vorbim un pic la început despre mâncare, cum altfel într-o astfel de emisiune. Dumneavoastră gătiți? Da, și chiar îmi face plăcere. Pentru mine gătitul este deosebit de relaxant. Adică, știi, când intru în bucătărie și mă apuc să gătesc, nu mai gândesc nimic. Ce vă iese foarte, foarte bine? Cu ce vă puteți lăuda? Cu sarmalele. Faceți sarmale? Vă fac tot ce există posibil. Dar sarmalele pe care le fac sunt de... Uite, o să-l chem o dată pe Hădean să-i dau să mănânce sarmale făcute bine. Da, dar nu, eu n-am voie să fac sarmale decât până la Sfântul Ion. După aia nu, la mine nu se mai mănâncă. Sarmalele se mănâncă iarna, nu? Atunci, e clar. Gustul și rostul lor. V-ați născut într-o comună din județul Dolj. Comuna Podar, județul Dolj. Vă rog... La 7 km de Craiova. Vă rog să ne povestiți în câteva fraze cum a fost copilăria în Podari, județul Dolj. Am asistat de-a lungul vremii cum a murit civilizația rurală la mine în sat. Având neșansa, într-un fel, neșansa de a fi la o distanță foarte mică de oraș, satul meu nu mai e practic satul copilăriei mele. E un fel de suburbie în care oamenii din Craiova încearcă să-și găsească locuri de casă, se aproape, e sat totuși. Șansa mea e că stau la marginea satului, sub un deal. Acolo mi-am petrecut copilăria, la 100 de metri de o cișmea, care se cheamă Cișmeaua Mireselor, pentru că după un vechi obicei, care încă cred se mai păstrează și astăzi, miresele, înainte de a se duce la biserică, în duminica nunții, veneau cu cumnatul de mână, adică cavalerul de onoare, cu o găleată pusă pe un băț mai lung, așa, înfășurat frumos, în ștergare colorate, veneau să ia apă de acolo. Era un ritual foarte interesant. Obligatoriu, o fată mare, o puștaie cu o fecioară, trebuia să ia, să intre acolo jos în cișmeaua aia, să ia o găleată, să o aducă, să urce câteva scări, punea găleata, băga fata busuiocul în găleata aia în care se aruncau bani, monede de bani, și dădea cu busuiocul în cele patru zări, după care dădea cu piciorul și răsturna găleata de trei ori. Și l-am întrebat pe tata, dar de ce ea răstoarnă găleata? Că abia i-a adus fata aia găleata, era mic și întreba. Este, spunea tata, zice, asta este un simbol, e un lucru important, în clipa în care varsă apa, ea varsă necazurile și dă cu piciorul la necazuri și la bogăția care era acolo. Adică și se roagă celor patru zări să fie fericite. Era frumos. Se încingea o horă acolo în fața fântânii, lăutarii, chirăiau femeile alea de la mine din sat, că aveau un talent extraordinar de a face o anume sonor, o anume gălăgie. Așa plecau, se duceau la biserică și vedeau de treburi în continuare mersul nunții. Dar unul dintre momentele frumoase care le-am trăit era ăsta. Când stăteam, de mic copil mi-aduc aminte cum veneau miresele la mine, treceau prin fața porții. Pe urmă, cum să spun, am avut o copilărie fericită de copil de țară, care obsedant mă ridicam dimineața, mă scula mama, n-am să uit nici acum. Ilie, scoal! Striga la tata. Tata mai blând, zice, mai lasă-l, fă, zice, puțin. Păi trecur în deal și-a luat Pircuș, și-a luat Stroie, și-a luat Cutare, cu vacile, îi rămâne ultimul. Lasă, dă-mi drumul la vaci și se duce el. Tata era mai, avea grijă de mine într-un fel.
Mă sculam dimineața și era foarte frumos că auzeam pe mama: leagă-i șnurul ăla la izmene, că se împiedică în ele blecul mie. Și le povestesc acum de pildă lui nepotul meu. Știi ce plăcere puteam să am să merg desculț? Bine, asta mi-a rămas. Și astăzi, iată, am rămas și port în continuare, cu bucurie merg desculț. Eu ți-am spus să opresc ceasul ăsta și n-ai vrut să mă asculți. Cine vă sună? Stați un pic, cine vă sună? Nu, nu contează. Gata, acum mă opresc. I-ați închis? Da. L-ați redus la tăcere? Absolut. Să continuăm. Da, scumpa mea, vezi? De la mersul prin praf și în izmene la ceasul ăsta. E o viață de om aici. M-am născut exact când a trebuit și spun asta pentru că m-am născut în perioada în care nu se inventaseră microfoanele la lăutare de țară. Atenție, foarte important asta. De ce e foarte important? Pentru că am apucat să ascult cântecul popular nu prin intermediul stațiilor și prin intermediul microfonului, ci de la glasul omenesc. Cântați de mic? Da. De la ce vârstă ați simțit că este o zonă spre care ați vrea să mergeți în viață? Nu m-am gândit niciodată că o să ajung vreodată să cânt. Nu? Nu. Am mai spus asta prima dată când am realizat exploatarea artistului de către om. Cred că aveam vreo 6-7 ani și eram la secerat și aveam un vecin care avea mai mult pământ decât noi. Aveam două pogoane de grâu. Mama și cu un covecinul sau cu o rudă secerau, tata punea pe legători și noi, eu cu sormea și cu un copil doi, adunam și puneam pe legături, tata făcea znopii. Și terminasem noi de secerate, era într-un amurg așa de vară, de iulie, din perioada frumoasă. Fire-ul nu era poluat ca astăzi. Și vecinul nostru zice: Ilie, suie-l bă pe la mic în păr. Aveam un păr pădureț care era o mejdină, așa se chema înainte, hatul care despărțea pământul nostru de alăluia. Să cânte, zice că dacă ăsta cântă, li se îndemână lura mai repede și mai cât intră o moleșală în ei. Și atunci m-a suit în părul ăla și am început să cânt. Era un cântec la modă pe vremea aia, Mierlița când e bolnavă. Vine cucu și mi-o întreabă. E bine, ăla țipat, bă, ăia nu mai se cerau. S-o opriseră toți și se uitau la părul ăla în care, la o privitoare uitată de Dumnezeu în pomul ăla, un copil de 6 ani cânta cu un glas cristalin și i-a făcut să oprească. Bă, cântă-mă ceva mai repede, mai vivoi, că te zic, beriră ăștia ochii la tine. Da, și atunci a fost primul meu spectacol, ca să zic așa, și am atras atenția unui public, să zic așa, care a avut o bucurie de a se relaxa câteva secunde, să zic, ascultându-mă. Da, asta a fost din punct de vedere artistic, din punct al evoluției mele, ca să zic așa. Eu n-am venit să vă întrerup, da, tot o fac. Am venit doar să vă prezint cina din seara asta. Căprea e frumos și am vrut să-l vedeți înainte, să-l desfac în bucățele. Asta e un pește gătit la cuptor cu niște legume, o mazăre din asta franțuzită, manștu, niște ciuperci roșii, sare, piper, un pic de fenicul de-astea. Da. Hai să vedem la gust. Dar nu doar ni-l arăți, nu? Nu doar vi-l arăt. Acum vi l-am arătat doar un pic și după aia vi-l mai arăt încă o dată definitiv. În timp ce noi continuăm povestea, spuneți-mi o trăznaie pentru care ați scăpat nepedepsit de părinți, ceva ce n-au știut niciodată. Am sărit dintr-un tren. Ați sărit dintr-un tren în mers? Da. Să nu dăm idei copiilor. Nu, nici nu se mai poate astăzi. Ba nu, la viteza cu care merg trenul. Ba abia acum se poate. Eram pe malul Jiului și la marginea satului trăie o cale ferată care face legătura între Craiova și Calafat. Și am urcat, trenul pilota mergea ușor că se făceau niște repetiții, niște reparații acolo. Și am urcat să merg până în gară. Știam că trenul oprește în gară. E, trenul ăla n-a vrut să mă oprească în gară. Și a început să accelereze și deși. Când mi-am dat seama că e rău, am sărit din tren. N-am avut mare probleme decât mi-a sărit rotula de la genunchi, înțelegi? Și am venit cu piciorul drept, așa. Și ce l-ați spus părinților? Și nu știu ce s-a întâmplat, nu mai poate să calcă. Adică... Și tata a pus mâna, a văzut pe unde e chestia asta și a zis: Fănico, mami, adu cureaua. Eu când am auzit că se aduc oră, am fugit, am uitat de la... Și s-a îndreptat piciorul de frică. Teama de curea. Da, vezi? La noi încă funcționa acea... Copilul trebuie să fie crescut în respect față de oameni și frică de Dumnezeu. Tata nu ne-a bătut, înțelegi? Dar aveam frică să nu ne bată, înțelegi?
Ați intrat în adolescență fără tatăl dumneavoastră? Am avut o copilărie, asta vreau să spun, am avut o copilărie fascinantă, o copilărie frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu, ca orice copil de țară. Am fost cu vacile, bucuria noastră după ce se culegeau viile, toți aveam vii, toți aveam struguri. Dar după ce se culegeau viile, plecam seara, după ce veneam cu vacile acasă, plecam prin vii. Să mai găsim ce mai rămânea prin în urma culeselor. Dar nu-ți dai seama ce gust aveau boabele alea, atât de dulce, atât de bune. Și m-am uitat, ba câte un cuțit, ba câte o farfecă. Eram atât de fericit că găseam asta. Deci am trăit copilăria cu toată frumusețea ei. Până în 57, când s-a frânt brusc la intrarea mea în adolescență, tata a fost arestat, condamnat 22 de ani. Cât de tare v-a marcat asta? Fundamental. Fundamental. Mama a fost o eroină, mama ne-a... tata ne-a lăsat cu două surori, mai mici decât mine. Trăiesc amândouă. Și mama a fost cea care... Eroină, pur și simplu. A muncit mama mea pe șantier, a muncit, a spălat vase prin restaurante, a făcut toate muncile de mizerie în acea perioadă să ne țină pe noi. Să le spunem celor care nu știu că tatăl nostru a fost arestat pentru credința pe care o avea. Nu, tata a fost arestat și condamnat politic. Am condamnare, adică am... pentru că a încercat să răstoarne, așa este exact, pe calea armată ordinea socială. Tatăl meu n-a făcut armata, înțelegi? Tatăl meu n-avea degetul ăsta mare și degetul ăsta arătător era puțin ciudat așa. Pentru că atunci când se născuse de geamăn cu un cosor la 7 luni, înțelegi? Și ieșea un mâț, adică îți dai seama acolo. Bunicul meu mai avea încă 4 fete și a zis, când a zis că ăsta e băiat, le-a spus lor: fă, dacă moare ăsta, vă omor, vă tai, că ăsta o să-mi poarte numele. Era foarte important să se nască un băiat într-o familie, înțelegi? Ca să ducă numele mai departe. Și, uite, Dumnezeu a vrut ca tata să trăiască, dar când s-a născut, sora lui, geamănă, a murit, el a rămas viu, dar avea degetele astea împreunate așa, adică erau lipite. Și moașa a zis, adu-o un fus. A venit un fus, a băgat fusul aici și a tras și a spus degetul ăsta. Mulțumesc! Și tata n-a făcut armata. E, cum au găsit ei ca pe cale armată? Mulțumesc! Arată excelent! Foarte bună! Mulțumim! Dar cum să mănânc dacă trebuie să vorbesc cu fata asta? Păi nu, ne oprim un pic. Putem să luăm o pauză pentru asta, ne putem opri. Nici eu nu vorbește chiar într-una. Bun, dar vorbesc eu, asta e nenorocire, e astă seară. Păi nu, vă invit să mâncați și continuăm dialog, mai stăm un pic. Puțin. Bun, terminăm povestea cu tatăl nostru și ne apucăm de pește. Bun, și tata a venit în București când avea 12 ani, în timpul legionarilor. A spălat vase într-un restaurant legionar timp de câteva luni de zile și a venit rebeliunea, s-a întors acasă să prinde păduchi. Asta a fost toată politica legionară pe care a făcut-o tata. Frățile de cruce, înțelegi? El n-a fost legionar. E, probabil în pușcărie, când a stat alături de Crainic, de Giră, de toți, a înțeles el, probabil, bă, uite, bă, de ce sunt eu închis? Dar până atunci n-a știut. V-a ajutat foarte tare la un moment dat când ați intrat la facultate, pentru că a divorțat mama, în acte de mama dumneavoastră doar pentru a vă întinde o mână de ajutor. Mama a divorțat de el. A fost de acord, dar în fapt nu s-au separat niciodată. O, Doamne, păi nu, tata a făcut 7 ani de zile, adică tata a fost Gherla, Iud, Salcia, a stat în... Cum râdeam eu de el din când în când, ai doctoratul, masteratul, medicină, clar ai făcut medicină, plus un an masterat, adică e bine... Ai avut profesor ca lume. Vă rog, haideți că Hai să vedem ce a făcut domnul Hădean. Să vedem. I-a ieșit lui Adi și de data asta, nu? Da, mie îmi place peștele, în toate variantele lui posibile. Deci v-a nimerit. M-a nimerit, da. Am această curiozitate. Cântați vreodată singur acasă sau doar scena este locul unde vă exprimați artistic astăzi? N-am cum să nu cânt acasă, cânt în permanență. Atunci când îmi scriu cântecele, nu le cânt. Le cântați înainte, desigur, păi acasă. Nu, le scriu, le sunt cu chitara mea,
lucrez, studiez, o voce nu e vine din senin, o voce se... Când am terminat Institutul de Teatru, aveam un glășor de... Nu mă auzeam de aici până acolo. Bine, aveam și 20 de ani când am terminat Institutul de Teatru. La 21 de ani luam primul salariu. Am fost cel mai tânăr absolvent al Institutului de Teatru de când s-a înființat el. Vă amintiți ce ați făcut cu primul salariu? Am cumpărat mobilă mami. A fost bucuria mea. A fost bucuria mea. Mă întorc la spectacolele dumneavoastră. Cum este publicul care vine să vă vadă pe dumneavoastră în sală? Este educat, știe să se comporte sau sună telefonul ca la cinematograf? Îți răspund la întrebarea asta prin poate cel mai frumos compliment care mi s-a făcut vreodată de către o femeie de sală de la Sala Palatului. Deci acolo sunt niște femei care după spectacol fac curat. Și mi-a spus, după ce termin spectacolul, eu trec prin spate pe acolo, mă uit cum au terminat băieții de demontat ecranul, toate aparatura, și o clipă mai rămân așa și mă uit în sală să văd, mai simte duhul celor care au stat și au simțit odată cu mine ce am vrut eu să le comunic, au simțit ei, a plecat ei. Știi că e un sentiment foarte plăcut. Mă uit, de pildă, când vin grăbiți, cocoșați, repede, îngrijorați, intră în sală și tot așa sunt pe spaimă, se gândesc unde mi-am pus mașina, dacă mi-o ridic, am găsit loc de parcare, repede să vin, că nu mă mai primesc ăștia, că e un program foarte exact la mine, începe spectacolul, nu mai intră nimeni în sală. Asta, organizatorii au făcut bine, ani de zile au muncit la asta și au educat publicul în sensul ăsta, este foarte important. Iar dumneavoastră nu întârziați niciodată? Eu nu. E bine, și după ce am terminat într-o seară spectacolul, a venit o femeie. Vai, maestre, când mai veniți la Sala Palatului? Păi, nu știu, doamnă, să vedem când o fi programat. Vă rugăm să veniți mai des. Dar de ce zic? V-a plăcut spectacolul? Da, știți, după dumneavoastră nu facem curat. Vai, ce frumos! Da, realmente un compliment. Deci, s-am spus apropo de publicul meu. Ionela, dragă, vreau să spun că publicul ăsta a fost educat de mine timp de 50 de ani. Cu toate acestea, vin la dumneavoastră la spectacol și foarte mulți tineri și am să vă întreb cum vă explicați asta, pentru că poezia, muzica pe care dumneavoastră o cântați nu e chiar la modă, nu? Nu. Ai te contrazic puțin, adică eu nu am fost niciodată și nu o să fiu un cântăreț sau un artist de modă. Nu mă interesează moda, modele vin și trec. Valorile esențiale rămân. Și eu asta am încercat să fac. Adică nu m-am luat, ăsta e trendul, așa trebuie să fac, nu. Am avut în spatele meu marea bogăție și marea frumusețe a poeziei române și a cântecului popular, pentru că viața mea artistică s-a împărțit în două, din clipa în care a rămas deoparte actorul la Teatrul Național din Craiova și celălalt menestrel, omul cu chitară, omul care pune în valoare poezia română, așa cum n-a pus-o nimeni, până la mine. E bine, publicul care a venit, de pildă, în 69 am debutat. Primul meu spectacol se chema Menestrel la Curțile Dorului și am luat cu el premiul pentru cel mai bun recital prezentat în Festivalul Național de Teatru. De atunci a început dubla mea carieră, să zic așa, cea de actor și cea de tălmăcitor al poeziei în cântec. Pentru că mereu le-am explicat celor care au vrut să știe și care au vrut chiar să înțeleagă faptul că eu nu m-am considerat niciodată un compozitor. Eu n-am fost decât, așa îmi place să cred că sunt, decât un amplificator al muzicii interioare a fiecărei poeme pe care fiecare individ degustător de poezie și cu suflet sensibil, atunci când citește poezie, parcă aude o anume muzică. Mulți o aud, nu sunt capabili să o reproducă. Eu sunt, Dumnezeu mi-a dat calitatea asta să aud muzica interioară a poeziei pe care o cânt. Vedeți de acolo de pe scenă lacrimi în sală? Nu. Se emoționează oamenii? Nu, dar simt. Simt, adică sunt momente în spectacolele mele în care aud cum fac reflectoarele, știi, un anume sună nimic, nu se aude absolut, parcă nu-i nimeni. Și sunt, am făcut experimente de genul ăsta, am să vede cât timp tac. Tac cât am vrut eu. Să nu scot niciun sunet, să-i aduc într-un anume stare, cu o anume poezie și să fac o pauză. Și să rămâneți acolo sus. Și să tac. Sigur, nu exagerez, nu sunt nebun să... Dar atunci când starea emoțională e desăvârșită, atunci când ajungi la un alt nivel de comunicare directă, suflet cu suflet, cu cei din sală,
se suspendă totul. E în aer și rămâne așa un lucru fantastic. De atunci marea satisfacție artistului adevărat. Nu-ți mai trebuie nimic, nici aplauze. Deci de multe ori, eu am fost, din punctul ăsta de vedere, admonestat de multe ori. E încrezut, domnule, nici nu ne lasă să aplaudăm. M-am întrebat odată un băiat mai tânăr așa și mai nervos, care m-a și înjurat la un moment dat că am intrat ca un nesimțit, pe limbaj de ăsta, și n-am spus publicului bună seara. Și am spus, copilul, tată, eu sunt actor de meserie, ce ar fi înainte de începe să joc Richard al doilea să zic bună seara. Și la jumătatea asta, actorii întâi să mă opresc după un monolog, să mă plec să mă aplauz. Păi nu trebuie. Și să nu uitați la plecare să spuneți la revedere. E o stare care se creează. Și de multe ori poemele mele se leagă unul de altul, tocmai ca să ajung la un nume punct de stare emotivă. În clipa în care tu întrerupi cu aplauze starea aia, m-ai stricat și mie și pe cei din jur. Publicul deja a început să știe. Cine gândește toată povestea asta? Că e o strategie, bag seama, noastră. Eu. Începând de la titlul spectacolului, că și titlurile de spectacolelor mele sunt deosebite, de aici și până la sfârșit. Cum se numește următorul spectacol? Tandru, senzual și uitat. Când e la București? 21, cred, 21, 22. Se apropie. Martie, da. Se apropie. Poate un spectacol veni foarte frumos va fi. Acum l-am terminat, definitiv. Urmează ca domnul Marius Cristescu să dea cu capul de pereți și să gândească o orchestrație specială. Pentru că e vorba de tango. Adică tango este cel tandru, senzual și uitat. Regimul comunist v-a ținut departe de scenă câțiva ani. O perioadă, da. Câțiva perioadă, ani. Da. Cu ce le-ați greșit ceaușeștilor? Nu le-am greșit cu nimic, Doamne ferește. Nu știu, mai mult, Ceaușescu chiar mă plăcea. Asta o știu pentru că mi-a zis la un moment dat și Păunescu și Nicușor, că am fost într-o seară împreună, și mi-a zis că tata, adică Tasu, pleacă totdeauna, când pleacă în străinătate, cu o casetă pe care o făcuse Vornicu, cu mine cântând niște balade dumnezești. Din partea televiziunii române să-i facă Ceaușescu un cadou de ziua lui. Și cântam în final, era o baladă care era, Ceaușescu mi-a zis ăștia, asta era, nu se despărțea de ea. Ciobanul care și-a pierdut oile. Asta era balada. Vezi, el în mintea lui de țăran, el chiar se credea. Când eu cântam, ieși afară, măi ciobane, că ne dă lupii târcoale, lasă vie când ori vrea, că avem bâtele colea. Pentru el era, noi suntem ciobani bătrâni, și mai știm sama la stâni. Adică era fantastică balada, asta era finalul, până aici era turburător totul. Și el se credea, el crezea, că e ciobanul, el păzește. Și era îndrăgostit de această baladă. Și cuvântul interzis, unde a apărut de a-ți sta departe de scenă? Păi n-am stat departe de scenă decât vreo 3 ani de zile. Dar n-am stat departe de scenă, n-am avut voie să mă apar singur pe scenă. Eu pe scenă ca actor am mai avut voie. Toată chestia mi s-a tras de la o imprimare pe care un binevoitor i-a dat o imprimare și cu ulmea ironiei, făcută în decembrie la Sala Palatului, în colaborare cu ansamblul UTC-ului, cu ansamblul tineretului utecist, da? Voicu Enăchescu era, de altfel, un prieten cu mine. Dom'le, și în spectacolul ăla, m-a pus Dumnezeu, eu știu ce mi-a fost pus, eu habar n-am. Dar așa a fost să fie. Am cântat un colind, era în decembrie, am cântat o poezie populară care spunea, iarna-i grea, muierea era vacilor, n-am ce le da. Mândra mea scurtă și groasă face teș picior la coasă, ziua să cosesc cu tine, noaptea să te iubesc bine, să mă joc cu țâțele până răci stelele, să dau țâța după mână ca coasa prin iarba bună, să mă joc, adică superbă poezia. Da, pe vremea aia să zici cuvântul ăsta era nenorocire. Una la mână și doi la mână, am spus și poezia aia lui Sorescu cu femeia, Rânduiel se cheamă, o splendoare de poezie, care abia la un moment dat replica asta, femeia. Ce știe femeia? Să ție culo de coada cărpătorului, să stea ciucită la vatră, să-ți șteargă la sticla de lambă și să lase politica. Asta e pentru noi, pentru oameni. Cât ce știe? Doamna a pus dracu sau Dumnezeu, cine mi-o fi pus? Am spus și o poezie lui Dinescu, Avalanșa, care era chiar foarte frumoasă.
aveam întâlnire cu o tânără japoneză, munții Himalaya. Dar până m-au controlat, m-au mirosit detectoarele, până mi-au cutare, până și puneam la rând toate interdicțiile care ți le făceau ăștia ca să ieși în străinătate. Poezia era splendidă. Și până a fugit mai la valea cu un grec și doi japonezi. Îndulcește, Doamne, instituțiile astea. Tu dai seama? Și am spus chestia asta. Și prietenul ăla, cine o fi fost, a luat caseta și a dus-o direct la tovarășa. Care s-a simțit lezată. Și tovarășa a zis, și auzi, Nicule, ce-o fi zis ea? Eu ce zice asta? Să nu-l mai văd. Și atunci tovarășii de subalternii, cum era pe vremea aia, dacă a zis tovarășa să nu mai văd, erau în stare să mă și omoare, să nu mai văd ea. Dar atunci mi s-a interzis. Și am tăcut până în 89. 3 ani. N-a fost mare lucru. După 89-90, am făcut un spectacol care se chema Cântece cu gura închisă, ce n-aveam voie să cânt înainte. Și am crezut în mintea mea, de incurabil optimist, că odată cu răsturnarea regimului, dintr-o dată nu vor mai exista șușanele, nivelul cultural se va ridica, va fi o minune, va curge lapte și miere. În spectacolele, să nu mai văd afișele alea cu 20 de artiști, color albastre, pozele alea cu, de când erau tineri, câte 15 scris cu roșu. Când am văzut că nu s-a schimbat nimic, ba dimpotrivă, a început un curent care m-a oribilat. Titlurile erau Școala de șuți, Vagabon și vagabonde, Vin țiganii din Banat. Bă, niște titluri de astea și am zis, aoleo, ce fac? Dacă mă amestec acum cu ei, mă ia valul. Tac! Și am trecut 9 ani. E, și aici s-a întâmplat și revin la ce ai spus tu. 9 ani de zile, o generație a uitat că există un anume Tudor Gheorghe. Puștii care aveau, când eu am fost interzis, să zicem, în 86-87, da? Atunci, în 86-87, când am fost interzis, care aveau pe vremea aia, eu știu, 5 ani, în 90 și când am apărut eu, după 9 ani, 98-99, tu îți dai seama că erau 16-17 ani. Nu știu eu cine sunt. Și încet, încet a început lupta de recâștigare acestor tineri, acestor puști. Și nebunia a început cu cele 4 anotimpuri ale poeziei române, în care am adus orchestra simfonică cu poeme de calitate și o haină. Poezia română este atât de frumoasă că nu are nevoie de artificii. Dar ca să îi impun acestei generații să fie bucuros că se întâmplă și altceva, am ajuns la această minune. Dincolo de lumea asta artistică, foarte frumoasă de altfel, și de o parte și de alta, și artiști și spectatori, cum vă place România astăzi? Fac parte dintre indivizii care cunoaște România profundă, adică având în vedere că de două ori pe an eu străbat țara asta de la cap la coadă, eu am văzut și văd și transformările în bine și transformările în rău. Unde înclină balanța? Spre bine. Dintr-un anume punct de vedere, din punct de vedere al materialului, material vorbesc, mă uit prin sate. Bă, vezi niște case, niște gospodării extraordinare, adică s-au asfaltat drumuri, nu vorbesc de autostrăzi, astea, știi cum eu cred în chestia asta? Bă, o să avem și autostrăzi, o să avem și trenuri de mare viteză, o să fie. S-a pierdut un lucru esențial, cultura. Educația. Aici am rămas în urmă definitiv. Și de acolo pleacă totul. Da. Noi suntem în urmă total. Eu când am făcut spectacolul de degeaba, n-am zis că nu s-a făcut nimic în țara asta. Și am vrut să fie un țipăt de disperare al unei generații care a văzut altfel lucrurile. Și am făcut acel spectacol, acea serie de spectacole, pentru că am considerat că trebuie să trag un semnal de alarmă pentru generația care a sperat și care realizează că e degeaba. Nu știu dacă au mai făcut-o și alții, dar mi-amintesc și sper să nu greșesc că Adrian Păunescu v-a invitat să intrați în politică. Da, sigur, dar nu numai el. De asta zic, nu știu dacă au făcut-o și alții, probabil că au mai fost. Primul a fost Ion Alexandru, care m-a invitat să intru la Partidul Țărănesc. Într-o perioadă în care un secretar de-al meu, de la secretarul literar de la teatru, a schimbat 11 partide. Și am spus... Nu v-a tentat niciodată? Nu. Nu. Păunescu mi-a spus un lucru extraordinar. Și mi-a spus, vezi, finuțule, pentru că el m-a și cununat pe mine. Zice,
tu refuzi să intri, oamenii de valoare refuză să intre în lumea asta și atunci își fac loc oamenii mărunți și vom fi dominați de incapabili pentru că oamenii de valoare se retrag. Avea dreptate. Se retrag sau nu se mai nasc astfel de valori? Nu, cred că valorile se nasc. Se nasc și se vor mai naște în permanență. Din păcate, nu punem preț pe valorile noastre. Asta cred că valorile există, dar când se ridică, eu știu careva care vrea să fie pe vârfuri, se găsesc totdeauna cel puțin 10 inși să-l dea înapoi. De altfel, mi-a și spus Ide Sârbu, care a fost secretar literar la noi la teatru, un om de o cultură fabuloasă, a fost asistentul lui Blago o perioadă lungă, făcut ce la pușcărie, mă rog. Și ăsta mi-a spus, mă, dragă, zice, mă, Tudore, zice, ține minte ce spune Sârbu, zice, să știi că totdeauna în jurul unei valori reale vor fi cel puțin 10 mediocri care vor încerca să-l distrugă. Totdeauna valorile sunt singulare, totdeauna mediocritatea e unită. V-aș întreba înainte de pauza de publicitate, pandemia v-a răpit ce aveați mai de preț pe lume. V-a luat-o pe soția dumneavoastră. Da. V-a mai luat și altceva? Cum? Odată ce a luat-o pe doamna Geta, nu mai are ce să mai ia. Pentru că, vezi tu, norocul meu a fost cum mi-am găsit sprijinul în puterea mea de concentrare, de muncă. Am făcut un spectacol care va avea loc premiera probabil peste 2 ani. Sigur, la mine toate spectacolele sunt gândite cu... Eu am spectacole pregătite pentru un an de zile, 2 ani înainte. Și am scris în perioada asta, am terminat un roman, dar am scris o carte de proză scurtă care va apărea luna asta. Să-mi adun versurile, poemele. M-am concentrat pe... Am muncit foarte mult. Și asta m-a înlesnit, m-a ușurat într-un fel. Calminte, ar fi nebunit, îți dai seama. Nu e ușor deloc, știi, să pierzi pe cineva lângă care ai trăit peste o viață, peste 50 de ani. Publicitate. Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți la Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Ne-am întors, suntem la Cină, într-o ediție specială, cu un invitat special în această seară, domnul Tudor Gheorghe. Da, nu, toți sunt speciali. Sigur că da. Eu așa spun de fiecare dată, păi să știți. Păi știu, tocmai de asta. Pe final... No, sunt cu un om normal. Cu un om normal suntem la Cină în această seară și vă mulțumesc foarte mult că ne onorați cu prezența în sufrageria noastră de aici, de la kilometrul zero al capitalei. Pe final de emisiune mai sunt 10 întrebări. Ele vin rapid din partea mea, dar vă rog să vă simțiți liber să răspundeți atât cât... Dacă vreau. Dacă doriți, sigur că da. Ce vă emoționează foarte tare? Sinceritatea individului. Care este cea mai mare realizare a dumneavoastră? Ce să spun, adică întreaga mea operă și familia, nepotul, fiul. Care e relația cu fiul dumneavoastră? Cum sunteți? Cu nepotul, cu fiul? Fiul este un tip special. E un, spre deosebire de mine, el e un introvertit. E un tip pisălog de multe ori. E un tip care are talentul amânării, ceea ce la mine nu există. Dar una peste alta, ca o replică celebră dintr-un film pe care l-a văzut de curând, dacă deasupra unui spectacol mai revin, mai șterg, în privința lui n-am ce să... Nu am cum să revin, adică el așa e. Cu nepotul, cum sunteți bunic? Este o mare bucurie, îți dai seama. Mă cert cu el, cu drag. E un copil admirabil, frumos și inteligent, periculos. E un tip periculos. Aveți vreun regret în viață? N-am niciun regret. Care credeți că este principala dumneavoastră trăsătură? Ce vă caracterizează? Tenacitate. Ce prețuiți cel mai mult la prietenii dumneavoastră? Loialitatea. Aveți prieteni? Sunt mulți? Eu cred că știi când îți dai seama că ai prieteni? Momentele mai dificile ale vieții. Și atunci... La necaz, vorba românului. Da. Prietenul la nevoie se cunoaște. Da. Atunci văd cum, grație tehnologiei, văd câți oameni sunt alături de fiecare dată când se întâmplă câte ceva. De bine sau de rău. Dușmani aveți? Nu există să n-ai dușmani. Dacă n-ai dușman, nu ești om. Dar îi simțiți așa în ceafă?
Nu, știi de ce? Nu-i simt, că nu-i interesează, nu-i bagă în seamă și știu că nu m-ar urât decât dintr-o anume invidie de neînțeles, din neînțelegere. Din neînțelegere. Principalul dumneavoastră defect este? Sunt prea sincer, de-aia nici nu pot să intru în politică, nu știu să mint. Sunt sincer, sunt direct, sunt de-aia pot să-mi fac și dușmani de multe ori. Adică spuneți că minciuna e principala trăsătură a politicienilor? Păi nu poți să fii politician fără să minți. N-ai cum. Trebuie să minți, că n-ai cum. Poți. Să știi, de pildă, tu care ești ministru de nu știu ce chestie, că, nu, că tu știi că nu merge bine și să vii să-mi spui că merge bine. Nu. Îți trebuie. Păi da, adică este... Dar asta e politică. De asta nu mi-a făcut plăcere și de aia nu cred că aș fi un om politic bun. Greșelile care vă inspiră cea mai mare indulgență. Ce puteți tolera? Prostia e mult spus. Adică inocența răutăților, știi? Când o fac unii din inconștiență, atunci le trec cu vederea. E mai periculoasă greșeala din prostie? Da, nu. Aia nu e periculoasă. E periculoasă aia făcută conștient. Cu intenție. Cu intenție. Cu intenție. Unde vă găsiți refugiul atunci când aveți nevoie? Acasă și în mine. Puteți să descrieți cum sunteți într-o seară singură acasă? Pot să spun altceva. De pildă, eu am umblat foarte mult în străinătate și pot să stau liniștit oriunde în lume, în jur de 2 săptămâni de zile, fără probleme. După 2 săptămâni de zile, nu mai dorm. Când sunt acasă, mă culc la ora 11, am plecat să mă culc, indiferent ce se întâmplă, și la ora 6:30 m-am trezit. Asta este programul meu zilnic. Da? E bine, când sunt în străinătate și trec de 2 săptămâni de zile, nu mai pot să dorm. E semn că trebuie să fug acasă. Pentru că acolo este țara mea și neamul meu cel românesc. Acasă nu-i așa? Este locul meu. N-ați vrut să trăiți niciodată în altă parte, nu? N-am putut. M-am fost solicitat, am fost rugat, am fost implorat să rămân în America cu argumente. Mi s-a spus, avem nevoie, zice, suntem în jur de 1 milion cu cei din Canada, cu cei de aici, ne-i face bine, suntem cum să spună. Și am spus, doamne, nu pot. 2 motive sunt. Una la mână că m-am învățat în America să judec ca voi, adică să pun valoare pe număr, foarte important, și voi sunteți 1 milion și spuneți că suferiți și eu știu un loc în Europa de Est unde sunt vreo 20 de milioane și suferă. Cred că am mai rămas vreo 18 milioane probabil și ceva. Că da. Și asta s-a întâmplat când aveam 20. Și zic, nu e bine să mă duc la aia 20 care suferă și ei, una la mână. Și 2 la mână, eu am ferma convingere că osia lumii, osia pământului ăsta trece prin piciorul stâng al mamei și pe mama o doare piciorul. Și am plecat. Când ar trebui să se retragă un artist? Actor, cântăreț, compozitor? Niciodată. Nu există o vârstă a pensionării pentru un artist? În clipa în care realizează că din punct de vedere fizic, atenție, nu mai poate comunica la cel mai mare nivel. Adică eu, de pildă, în clipa în care voi realiza că nu o să mai am forța de a cânta la cea mai mare incandescență, nu să apar pe scenă să-mi pună, să fac playback, să... Doamne ferește, au făcut playback în viața mea. Trebuie să fii cinstit cu tine însuți. Șansa vieții mele e că în clipa în care o să mă hotărăsc să nu mai apar pe scenă, că nu o să mai pot să stau în picioare, că Doamne ferește, că vine vârsta fiziologic, biologic, o chestie firească, dar nu e o chestie de... E atunci o să mă retrag cu eleganță și o să continui să scriu, o să am ce face, dar din viața spirituală n-am să dispar, n-ai cum. Și este ultima întrebare, cine vă lipsește foarte tare astăzi? Astăzi cel mai tare îmi lipsește doamna Tudor. Pot să îndrăznesc să vă cer o amintire foarte dragă dumneavoastră? Toate vacanțele pe care le-am făcut împreună cu doamna Tudor au fost unice și irepetabile. Nu se mai pot întâmpla. Indiferent, plecând de la primele noastre vacanțe de copii sărași, plecați în turneu, plecați într-un tur de ăsta, că așa era pe vremuri. Ne luam un bilet de la sindicate, prin sindicat plecam, dar aduc aminte că într-un an am plecat într-un circuit cu trenul, mă. Un circuit în țară cu trenul și am uitat-o în gară la Beclean. Da,
m-am urcat într-un tren și am trecut trenul pe lângă mine și am văzut că stă lângă două geamantane. Zic, asta e nevastă. Sigur că mi-am dat seama mai târziu, am coborât și ce ești nebun, ce mai lăsa pe aici, așa am uitat de tine. Deci și era cu gândurile mele, m-am urcat în alt tren. Cum îi spuneați, de fapt? Pentru că ați vorbit un pic mai devreme despre doamna Tudor, am văzut că ați scris... Spunea doamna Geta, în relațiile cu lumea exterioară, pentru mine era doamna Geta. Ea a și fost ca fire de o anume eleganță, de o anume rafinament, de o anume sensibilitate. Făcea parte din categoria unei femei care puteai să-i spui doamnă de cum o vedeai. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină, și pentru tot ceea ce ne-ați spus aici în fața camerelor de filmat. Și vă mulțumesc. Dacă v-a plăcut, mulțumim. Mai poftiți pe la noi! Mulțumim și domnului Hădean pentru bucăturile care ne le-a dat și data viitoare o să rog să-mi facă ce-o vrea el, dar să nu mai îndepește. Da. Ce-o vrea el, dar cu carne da, să cu fie. Carne. Mie repet, plăcându-mi peștele. Mulțumesc încă o dată, vă mai așteptăm cu mare drag. Cu mare bucurie. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați primit în case și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, ora 21, sâmbătă, Digi24. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Ne revedem săptămâna viitoare!